Cristian, știi, eu sunt sigură că cei care sunt pasionați de teatru te-au văzut pe scenă, dar puțin poate te cunosc așa cum ești tu în realitate, dincolo de roluri. Ești cumva diferit? Diferit de personajele pe care le joc acolo pe scenă, da. Cu siguranță noi, de fapt, avem niște joburi de vis, așa că producătoarea noastră a ținut neapărat să facă câte un material despre noi. Poate, cine știe, prin propriul nostru exemplu, reușim să inspirăm și pe alții. No, hai să vedem atunci subiectul. Sunt și eu foarte curios să văd ce ați găsit voi despre mine, ce a ieșit, ce e acolo. Pe Cristian Perepeliuc l-am surprins în timpul repetițiilor la teatru, acolo unde e stihia lui. Se minte, iubită surioară, toată ce ți-am spus. Viața de actor nu este deloc despre teatru, doar implică foarte multe chestii. Bunoară, trebuie să le poți face pe toate. Dacă vrei să fii actor cât de cât bun, știi, experiența bogată e despre actorie, experiența de viață și nu numai. A avut roluri într-o multitudine de spoturi publicitare și videoclipuri populare, care au adunat milioane de vizualizări, printre cele mai cunoscute fiind producțiile marca Carla's Dreams. A fi actor nu înseamnă să joci doar pe scenă, mai faci și dans, dacă te invită lumea și dacă poți să te miști, mai faci și modeling, uite aici cum am reușit. Am fost invitat, nu știu, să reclamez câteva, nu știu, branduri de haine, ceasuri. Adică e nice, știi, când ești fața a un brand, spoturi bunoare, publicitare sau clipuri. După ce a aflat că a trecut castingul pentru rolul de prezentator TV, prima persoană la care s-a gândit a fost mama. Dacă sincer, mama o să fie fericită. O să mă vadă la televizor și pentru asta sunt gata să mă trezesc și mai dimineață. Aștept să mă împac bine cu Elena, aștept să formăm un duet așa frumos și să facem energie bună. Și apropo de vă întrebați dacă este sau nu Cristian într-o relație, ei bine, da, trăiește o frumoasă poveste de dragoste de 5 ani cu logodnica sa, pe nume Alisa. Alice, îi spun eu, și așa, în anul ăsta, ziceți noi, bine, eu, ia, știți, fetele așteaptă mai repede să se întâmple momentele, dar până când băieții ajung să-și dea seama ce trebuie să facă. Și iată că a făcut pasul. Am pus inelul, am spus da și suntem fericiți. Asta nu e tot. Ca să-l descoperiți și mai îndeaproape, urmăriți prima oră de luni până vineri, de la 6:00 până la 9:00.